Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat după rezolvarea contestațiilor au fost publicate. Rata de promovare a examenului a crescut cu 1,9%, astfel promovabilitatea a ajuns la 75,2%, a anunțat ministrul educației Sorin Câmpeanu. După contestații au apărut încă 60 de medii de 10 peste cele 162 care erau inițial. În cele mai multe cazuri, diferențe au fost la probele de limba română și la istorie. Ministrul educației a menționat că în privința celor 120 de lucrări cu diferență mai mare de două puncte în urma contestațiilor, se vor face analize punctuale, caz cu caz, lucrare cu lucrare, pentru a fi stabilite cauzele care au determinat aceste diferențe mari. Conform datelor statistice, din totalul de aproape 1400 de licee, în 74 de unități de învățământ, promovabilitatea a fost de 100%. La polul opus, 42 de licee au înregistrat o rată de promovare 0 și 11 licee au avut doar un candidat promovat. În liceele cu rezultate slabe vor fi făcute analize și modificări, a anunțat Ministrul Educației.